norii, deci mai am un singur lucru de pe listă. Ce crezi că e ala? Nu știu, să mănânc ceva, să beau ceva. Să mă pup. Trebuie să zici da. Salutare și bine am regăsit la un nou vlog. E bine, astăzi o să facem ceva diferit. Mai exact, o să fiu sclavul unei fete pe scurt. Suntem în mall în momentul de față și credeți-mă că nu știu nimic din ce o să se întâmple. Haideți să vă și arăt cu cine o să facem vlog. Probabil o știți, o invit în scenă pe Alexandra. Bună, Alexandra! Dați un like aici pentru ea, pentru că astăzi o să fie Scorpii și în viața reală, nu doar pe Fiverr. O să controleze acest vlog. V-am zis, nu știu nimic din ce o să se întâmple. Ea m-a chemat în promenada, am bătut jumătate București. Eu trebuie să spun da la tot ce zice ea. Păi mai interzis să ne așezăm și să te machiezi. Să mă machiez? Vrei asta, nu? Da. Mă machiezi acum? Păi așa trebuie să te plimbi prin mall. Aparent o să fiu machiat pentru prima dată în viață. Deci nu știu dacă v-am explicat în ce consta acest vlog, dar eu o să spun da pentru 24 de ore Alexandrei. Cred că toată lumea știe ce o să se întâmple în acest vlog. O să fiu torturat pe scurt, ok? Păi nu o să te chinui foarte rău, așa că să dau doar cu rul. Și puțin highlighter. Prima oară o să-l chinuim foarte puțin cu acest ruj. Hai, prințesa mea. Cum ar trebui să stau așa? Vă votiți. Dar nu-mi dai eu dinți. Nu stau pe dinți. Ia, fă așa. Ia, uite-te-mă la camera. Cum arăți? Fă bot. Fă vezi, Doris. Și acum o să dăm cu puțin highlighter pe nas. Pe nas? Așa, omuleacă, să lași tu scripire. Se vede diferență? Arată feminat? Bun, și acum te-am spui ochelarii mei. Vai, dar sunt așa murdari. Deci, efectiv, cei mai murdari ochelari pe care i-am văzut în viața vieților mele. Oameni, nu te văd. Nu vrei mai mult ruj? Ba, da. Deci o să mă dea cu mai mult. Iași. Cred că mi-a dat o dinte. Păi, vreau să mergem în mall și să probăm haine. Mergem în mall și probăm haine. Ce să facem acum? Ce haine? Hainele pe care eu ți le spun. Aolo. Parcă mă, că-mi face mare outfit. Alexandra, te rog pe viitor să vorbești mai tare, că nu știu dacă te auzi, înțelegi? Bine, bine. Ia, da, să-ți văd wallpaper-ul. Asta. Da, îl schimbi cu o poză cu mine. O poză cu tine? Da. Uite pe asta. Care? Pasta. Pasta? Da. Set both. Foarte bine. Gata, guys, avem o poză cu Alexandra. Sunt cel mai fericit copil de pe planeta aceasta. Aș vrea să te dai în chestia aia, roz. Asta? Cum se numește YouTube-ul vostru? Best Norris. Best Norris? Subscribe. Lângă Hello Kitty merge Norris? Tocmai ce mi-am schimbat mașina, nu mai am Golf 5, am un Hello Kitty. Vă rugăm, apăsați pe tot după ce intră orice-ți bag nota. Nu-mi cap. Ok, nu-mi cap pe scaunul ăla, o să stăm așa. Să-i dăm! Bă, bă, frate, ce experiență! They see me rolling, they hating. Fără mâini și fără picioare. Ce frumos! Cum a fost experiența? Experiența, de sincer, m-am dat și într-o Tesla și nu s-a simțit cum s-a simțit Hello Kitty, adică ceva de vis. Hai, Alexandra, acum mergem să mă îmbraci? Haide să probăm haine. Zii, mă, la băieți sau la fete? La femei. La femei? Cred că glumește. E bună, mă. Cred că știu. Ce zici, Doris? La ce rochie asta? Au măsura mea măcar? Vedem acum. Hai să vedem, încercăm așa o dată. Depinde culoarea. Ești tu cea mai mare măsură? Merge și cu ochii. E croită pentru mine. Haideți, spuneți-vă articolele pe care le-ați ales acolo. Da, 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 acum o să le probez. Mă las să mă schimb sau vei să mă schimb cu tine? Ce e asta? Ce măsură e asta? Mi-a dat M. Ia uite ce abdomen n-am vezi, noi. Cred că face sală. Da, da, mese. Nu funcționează, nu intră pe mine, voi nu înțelegeți că nu. Bă, și materialul ăsta nu mai dau. Mi-a trage asta de rosa. Mă dau așa. Abia aștept să iasă regina mea. Nu mă vezi Instagram-ul, care vorbeai? Oh! Ai... Nu? Nu are voie încă. 3000 de like-uri îmi dau Instagram. La 3000 de like-uri îmi dau Instagram-ul, deci, băieți, share la toți prietenii, efectiv. Bă, nu pot. Și nu înțeleg. Asta e fața, da? Ia la tine, care nu moarte, care să. Bă, vezi că nu pot să mă țin din râs, bro, eu râd. Ia la am o criză de râs. Aoleu, ca pe copii mici trebuie să te îmbrac. Prima oară când vezi lumina. Stai mai puțin. Lasă-mă să te îmbrac. Dă-ți mâna, bagă ceapaci. Hai, prințesă, arată-te. Ce faci, pisico? Ia zi, mă scos la un suc. Hai, că mă scucura prea mult în cabină. Gata cu cabina, momentan. Mi-a luat jumătate oră să mă îmbrac în asta, dar nu mi-a ieșit la nimeni. Hei, ajutor! Alexandra, vino și ajută-o. Aoleu, dar nu te descurci deloc. Deci ai revenit la normal, da? Da, am revenit și eu, băiețaș, aproximativ. Ce-ai revenit și mie o caracatețe din asta? Așa ceva, urățenia asta.
Da, o vreau. Ok, ți-o cumpăr, ce să fac acum. Hai la casă, s-o cumpărăm. Fiți atenți, și am aflat că are două fețe, una fericită și una tristă. Gata, mulțumesc frumos. Am cumpărat caracatița, ca să nu ziceți că n-am cumpărat-o. Alexandra, fiind caracatița, sper că ești fericită. Noriste, așa că stau eu în față. Da, pare rău, Roberto, o să stea ea în față. Dar așa că îmi deschid și ușa? Doamne, și ușa, dar ce gentleman sunt. Păi așa e normal. Haideți, vă rog. Uitați, nu prea avem foarte mult loc. Gata, uitați-vă și închid ușa. Uitați-vă ce gentleman sunt, vă rog frumos. Vreau tricoul ăla roșu. Vreau un tricou roșu de la mine din garderobă, așa că haideți să-l scoatem. Nu știu ce vrea. Acesta este tricoul, Alexandra. Poftim tricoul. De ce a avut nevoie de tricou? Ca să-l pună pe ea. Puneți, vă rog. Pune-te, rog. Bun, deci acum, așa cum să-mi cumpere o floare, un trandafir roșu. Vreau un trandafir roșu. Avem aici florăria. N-am trandafir. N-aveți trandafir. Nu, altceva, nu vrei o crizantemă. Orice. Niște garofițe. Zici ce vrei. Și surprinde-mă. Aolo, cica s-o surprinde. Ia păpușa, unde e? Păpușa. Păpușa, unde ești păpușa? Ți-i vrei, da? Păi ca să-l iau banii la băieți. Aveți buget. M-a rupt. E bine așa? Să-i dai și mamei tale, dai la toată familia. E bine păpușa? Da, doamnă. Face aici la măicuțe. La măicuța noastră. Uite, Alexandra, acest buchet este pentru tine. Special de la măicuțe. Special. Special pentru tine. Hai să-și în brațe. Ok, am ajuns în orășel, pentru că așa a vrut Alexandra. De-a luat cam o oră și ceva să ajungem, dar suntem aici. Am mai luat și frișcă, dar asta cică mai încolo. În spatele lui sunt niște țâșnitori așa. Și am zis că dacă tot se plânge că e foarte cald afară, că e cald și așa, se ducă la țâșnitorile astea, să treacă prin ele. Și toți chiar o să faci asta, nu? Da, o să fac asta, o să intru în țâșnitori. Hai de viața mea! Uite cum sunt jos! Learche! Learche sunt! Doamne, la mine să te iau în brațe, să te urc! Eu o să spun niște întrebări despre mine și dacă nu știu, o să-ți dau o palmă cu frișcă. Dacă o să ghicești întrebarea, nu o să-ți primești o palmă cu frișcă, dar dacă o pierzi, adică dacă nu știi răspunsul, o să primești o palmă. Ok, ok, ok. Toate întrebările sunt despre mine. Nu mă așteptam. Ce eram îmbrăcată când ne-am întâlnit prima oară? Cu ce erai îmbrăcată când? Da, hai. Ok, deci aveai pantalonii aia de zebră cu care ai venit și a doua oară. Nu? No? Continuă, hai. Așa, și un top alb. Continuă, sunt și jos Nike-urile astea. Am pierdut, nu? Am răspuns greșit. Mama mea, cum s-a simțit? Când e ziua mea? Oh, shit! 12 februarie? 22 februarie? 24 februarie? Bun, două greșite până acum. Bă, dar câte ai? Următoarea! Mi-a dat și pe pantaloni! Câte animale am de companie? Ai două pisici și un papagal și un câine. Da. Corect? Corect, din nefericire. Care e culoarea mea preferată? Roșu. Da. Asta au fost întrebările. Doamne, vreau să mă spăl. Vai de mama mea, ce am ajuns. Bun, Oris, deci mai am un singur lucru de pe listă. Ce crezi că e ăla? Nu știu, să mănânc ceva, să beau ceva. Să mă pup. Să te pup? Acum? Te cunosc după 5 ani și vrei să te pup da, acum? Da, acum. Trebuie să zici da. Ce credeți, am salutat-o sau nu pe Alexandra? Lasă părerea ta în comentarii și vom afla în următorul episod. Pa, pa!